Acordul de asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova a afectat în întregime relațiile comerciale între Moscova și Chișinău. Declarația aparține ministrului rus de externe Sergei Lavrov după întrevederea de la Moscova cu omologul său de la Chișinău, Andrei Galbur. Am discutat despre situația apărută după semnarea de către Republica Moldova în 2014 acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, care a afectat în întregime relațiile comerciale bilaterale, a declarat Lavrov, citat de agenția Itartas. Am stabilit să colaborăm intens pentru găsirea de soluții la problemele existente. Intenționăm să organizăm o reuniune a Comisiei Interguvernamentale Ruso-Moldovenești anul acesta, a precizat șeful diplomației de la Moscova. La rândul său, Andrei Galbur a menționat că în cadrul întrevederii au fost abordate și o serie de chestiuni legate de prezența militară rusă în Republica Moldova. Pozițiile de principiu ale părții moldovenești cu privire la necesitatea încheierii retragerii sau eventual distrugerii munițiilor, retragerii trupelor și transformării operațiunii de menținere a păcii într-o misiune civilă internațională nu au suferit o schimbare și consideră că acestea de asemenea sunt bine cunoscute. În momentul de față, ambele părți au acumulat o serie de îngrijorări în acest domeniu și acestea au fost exprimate în cadrul discuțiilor, a declarat Andrei Galbur. Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Andrei Galbur, a efectuat o vizită de 2 zile în capitala Federației Ruse, Moscova.